Un tratament de canal, adică o pulpectomie, trebuie realizat atunci când țesutul din canalul radicular a murit sau este infectat. Dumneavoastră ca pacient se poate să fie avut sau să mai aveți dureri sau să nu prezentați niciun simptom. Cauzele necrozei pulpare sunt, de exemplu, caria extinsă, supraîncălzirea dintelui în timpul șlefuirii și sau anumite substanțe chimice aplicate de către medic, ca de exemplu plombele albe, așa numitele compozite. Așa numitul dinte mort poate cauza în orice moment acuze acute sau care pot pune chiar viața în pericol, deoarece țesutul necrozat și infectat poate provoca inflamații acute, așa numitele abscese. Mai mult despre aceasta în videoul Abscesul dentar. Scopul tratamentului de canal este de a îndepărta resturile de țesut pulpar necrozat și infectat în totalitate, pentru ca inflamația să nu se mai poată răspândi în continuare în osul de la vârful rădăcinii, căci dintele comunică cu osul la acel nivel printr-o mulțime de canalicule. Deoarece o curățare perfectă a canalelor radiculare nu este în ziua de astăzi încă posibilă, se încearcă sigilarea rădăcinii cu materiale speciale. Eventualelor bacterii reziduale nu le mai rămâne astfel spațiu pentru a se înmulți în continuare. Aceasta înseamnă că o curățenie perfectă și tratamentul în condiții sterile sunt condiții absolut necesare unui tratament de canal eficient. Pentru aceasta este imperios necesară prezența digidentare, astfel nemai fiind permis contactul interiorului dintelui cu saliva. Mai mult despre aceasta în videoul Diga dentară. În salivă există foarte multe bacterii diferite care ar periclita succesul pulpectomiei. Urmăriți pe ecran o digă dentară care izolează dintele de limbă, alți dinți, salivă și sânge. În plus, este important să se lucreze cu instrumente sterile. Pe ecran vedeți o cutie endodontologică care este împachetată steril. Aceasta este desigilată imediat înaintea tratamentului. Diferitele instrumente sunt așezate foarte ordonat înăuntru, de cele mai multe ori însă se lucrează cu instrumente nesterile. Instrumentele sunt păstrate în recipiente deschise, într-un burete precum vedeți pe ecran. Cu ajutorul instrumentelor sterile, medicul operator începe să curețe interiorul dintelui, iar intermitent dintele este irigat cu diferite soluții speciale pentru a îndepărta rumegușul de dentină, resturile de celule și bacteriile. Important este ca toate canalele să fie prelucrate. Cei mai mulți dinți au mai multe canale, trei în această imagine. Într-unul există un instrument. Medicul pedant lucrează de aceea întotdeauna cu un mijloc optic de mărire, ochelar cu lupe sau un microscop. Canalul rădăcinii trebuie prelucrat până la vârful lui. Pentru aceasta, lungimea rădăcinii este măsurată cu ajutorul radiografiei dentare și al instrumentelor și aparatelor speciale de măsurat, căci doar un canal bine prelucrat și obturat, adică închis, până la vârful rădăcinii, poate fi păstrat timp îndelungat în gură. Atunci când dintele miroase urât, aveți dureri sau dacă sângerează puternic, nu se permite închiderea lui definitivă. În asemenea cazuri, dintele este închis pentru câteva zile etanș, provizoriu, în imagine, de exemplu cu pasta galbenă la culoare. Materialul de plombă provizorie trebuie neapărat să poată izola perfect interiorul dintelui de salivă, aici în imagine, pasta de culoare gri. Aceasta rămâne intactă cam o săptămână. După aceea, trebuie să vă prezentați din nou la medic, altfel bacteriile din salivă contaminează interiorul dintelui și toată procedura medicală prealabilă este în zadar. Când interiorul dintelui este curat, iar dintele nu mai cauzează probleme, este atunci sigilat tetanș cu o masă de obturație specială. Și de sus, dinspre coroana dentară, trebuie ca dintele să fie tetanș sigilat, căci doar așa se asigură ca bacteriile să nu mai poată pătrunde în interiorul dintelui. În stânga, aveți imaginea unui dinte bine tratat pe canal. Interiorul dintelui este sigilat omogen, etanș, până la vârful rădăcinii. Pe radiografie, liniile albe din dinte. Un asemenea dinte vă poate servi bine o viață întreagă. În dreapta, vedeți un exemplu de dinte netratat corespunzător. Primele canale nu au fost tratate deloc, cea din spate a fost obturată doar până la jumătate. Asemenea dinți pot să producă probleme chiar și după ani de zile.
de exemplu o inflamație acută a osului sau să cauzeze un absces. O rezecție apicală și sau o extracție dentară sunt consecința. Alternativa la tratamentul de canal nu există, în afara extracției dintelui. Prevenirea este deci cea mai bună alternativă. Riscurile tipice ale tratamentului de canal sunt fractura instrumentelor în canal. Omiterea tratării tuturor canalelor, perforația acestuia, a coroanei dentare, instrumentarea excesivă cu eventualele consecințe tipice, ca de exemplu, inflamarea sinusurilor maxilare. Mai mult despre complicațiile tratamentului de canal, vedeți în videoul Complicațiile tratamentului de canal.